Aseară s-a desfășurat la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva un frumos concert de colinde cu invitații de seamă ai muzicii populare românești. Marele a fost mirarea la sfârșitul spectacolului să afle că parte din colegii de scenă, precum Felicia Stoian de la TVR Timișoara, care a prezentat spectacolul, dar și vornicul Cetei Dubașii din Boz, din județul Hunedoara, au rămas fără numere de înmatriculare la mașini. Am venit cu drag la Deva. Am intrat frumos, am zis să nu parchez nici pe trecerea de pietoni a vis prietenilor mei, nici pe borduri. Am văzut aici în grămădeală, a ieșit o tanti, am intrat în locul ei. No, s-a gătat spectacolul foarte fain și am venit și văd că n-am numere. Am găsit un număr de telefon pe o țădulă, nu mai știu pe unde e țădula. A meu, de la Boz, unde e țădula aia cu numărul? Așa, ia, dă-mi o câta. Nu deranjați. Și un număr de telefon care e închis. No. Ni. Așa. Așa arată. Ești în țară. Mă, nu am văzut că tocmai ieșea o doamnă cu o mașină. Am lăsat-o să iese. Eu am intrat. Am mucă, mă uit pe jos. Văd că scrie teren privat, dar nu-i încercuit. Nu-i... Era liber. Liber. No. La o analiză mai atentă a situației s-au constatat că, de fapt, nu doar ei au rămas fără numere la mașini. Este foarte adevărat, vorbim așadar despre o infracțiune de furt a plăcuțelor de înmatriculare. Poliția municipiului Deva a fost sesizată și s-a deplasat la fața locului pentru efectuarea de cercetări. S-a stabilit faptul că 5 părți vătămate, practic, sunt în acest dosar de cercetare penală, în care se continuă cercetările în vederea identificării autorului sau autorilor furtului plăcuțelor de înmatriculare care au fost date în urmărire. Mașinile rămase fără numere de înmatriculare au rămas blocate în parcarea din spatele Centrului Cultural din Deva până la recuperarea acestora sau proprietarii le pot lua pe o platformă.